are probleme. O striga Duhul Sfânt așa, m-a făcut Domnul recunoscut și a zis Domnul așa, planurile noastre nu sunt și planurile lui. O striga Duhul Sfânt așa, Domnul are altă lucrare. Slavă, cu mult mai mare și trezirea va veni din mâna Domnului. O striga Duhul Sfânt așa, dumneavoastră, pe vreme ca aceasta, să cereți ca voia Domnului să facă și veți vedea și veți înțelege. Face Domnul de cunoscut repetitor la dumneavoastră, Domnul vă vor. Domnul vă vorbit că în ceas la el, când în altul. Și striga Duhul Sfânt așa, scurt este timpul numărate sunt zilele, când Domnul din nou, în taina nopții, se va opri la căpătul patului și vă va arăta această lucrare. Pentru că face Domnul de cunoscut că a venit un duh de îndoială, că oare chiar va lucra Dumnezeu în această cetate, oare chiar Dumnezeu poate să-i scuzească. Domnul a zis așa, nu primiți șoaptele străine probleme ca aceasta, ci credeți și amintiți-vă de unde mâna Domnului vă scos pe dumneavoastră. Pentru că m-a arătat Domnul lucrurile lui, lucruri slabe care a scos în trecut. Și aici face Domnul de cunoscut că nu este mult, mult de când Domnul vă scos din acele lucruri. De aceea amintiți-vă de unde mâna Domnului vă ridicat cu braț puternic. Și strigă Duhul Sfânt așa, în probleme ca aceasta, să cereți ca Domnul să vă dea putere și înțelepciune, pentru că face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa, Domnul vrea să stea la sfat, în miez de noapte, în viața dumneavoastră și să vă arate taine referitor la popor, dar într-o vreme ca aceasta, strigă Duhul Sfânt așa, să cereți înțelepciune, ca să puteți discerne glasul Domnului de glasul vrăjmașului, pentru că face Domnul de cunoscut și strigă Duhul Sfânt așa. Vrăjmașul va căuta să vină chiar cu un duc de amăgire și de rătăcire, dar dacă veți vechea și veți lua seama la glasul Domnului, Domnul cel care va lăsa un semn ca să înțelegeți glasul Domnului și atunci când Domnul vă va vorbi în miez de noapte, să puteți să spuneți deschis poporul ce Domnul va arăta de sfârșit ca să înțeleagă poporul glasul Domnului și cum să vedea această putere. Amin. De totodată am face Domnul recunoscut în dreptul dumneavoastră, să vecheați, pentru că am face Domnul recunoscut că vrăjmașul va căuta moartea Domnului ca și un preș care îl va pune sub picioarele dumneavoastră. Va veni un duc de înălțare. Și Domnul să vă dea putere să putem să ne smerim. Și Domnul să vă dea putere. Amin. Domnul a fost dat mesaj pentru dumneavoastră.